mulțumesc foarte mult, Florin, că ne-ai primit în Corner Shop. Îți mulțumesc, Elvira, că începem împreună acest mic proiect dedicat street art-ului. Și eu mă bucur enorm. Și artei murale, graffiti-ului, tot ce se întâmplă în spațiul public. Suntem la Arte Frumoase și deviem puțin, pentru că de obicei mă dedic foarte mult artei contemporane, în sensul acela poate deja clasic, de pictură, sculptură, instalație, obiect și foarte multă artă conceptuală sau discursuri curatoriale în galerii, în muzee. Și aș începe discuția noastră de astăzi cu Florin. Să încercăm să stabilim câteva distinții foarte clare, cât de clar am putea, pentru că cred că un istoric de artă și un privitor în spațiul urban și cel care citește despre acest fenomen se lovește de foarte multe disjuncții, de foarte multe opoziții, legal, ilegal, mainstream, periferic, vizibil, invizibil, public art, street art, graffiti, această distinție foarte clară și între street art și graffiti, graffiti fiind un limbaj închis intern față de street art, care tocmai că e o deschidere foarte mare către public. Deci aș începe de la o încercare de a clarifica aceste teritorii, pentru că tu ești în lumea asta de atât de mult timp. Cum ai stabili un pic aceste zone distincte? Sau nu, cât de mult se intersectează și cât de mult stau separat? Da, e foarte dificil. E foarte dificil să facem o distinție între toate zonele astea, dat fiind că totul se rezumă la cât de implicat ești sau nu în fenomen. Pentru că, din punctul meu de vedere, al unui tip care nu are o pregătire profesională în domeniul artei, și pur și simplu m-am nimerit să fiu în această lume a grafitiului prin intermediul televiziunii venită către mine și mai târziu a altor oameni care au fost la fel de pasionați ca și mine despre acest subiect, am ajuns să facem ceea, să copiem, să imităm ceea ce vedeam afară, respectiv să dăm niște semnături pe pereți, neștiind exact ce facem și ce vrem să spunem cu povestea asta, doar că fix asta a fost. Am copiat un comportament, am înțeles care sunt pașii pe care trebuie să-i facem. În primul rând trebuia să-ți găsești un nume al tău, un pseudonim pe care să-l împrăștii prin tot orașul, să devii cunoscut în acest cerc foarte închis, bănuiesc. Foarte închis și foarte restrâns al băieților care pictau pereții. Fiind la vremea respectivă, bine, eu vorbesc de 1999, probabil că au mai fost câțiva înaintea generației mele, dar răzleți pe aici pe acolo. Și cumva cu toții eram atât de puțin încât ne știam toți între noi și am dezvoltat această comunitate, să zic, de-a lungul anilor, până în prezent funcționează în lumea asta a grafitului și încă mai fac. Și de asta spun că contează foarte mult din ce mediu provii și cum percep chestia asta, că dacă vii din zona mea, a unui tânăr care nu cunoștea la momentul respectiv lucruri esențiale despre artă, ci doar a văzut prin diferite videoclipuri de hip-hop ce este grafitiul și a încercat să-l copieze, atunci tu percepi ca fiind artă și că lași un mesaj pentru tine și câțiva cunoscuți ai tăi și încet, încet descoperind și cu toții, descoperind și internetul pe parcurs, am început să învățăm din ce în ce mai multe, să înțelegem ce este acest fenomen, ce direcție poate avea și unde se poate ajunge cu chestia asta, ceea ce s-a și întâmplat. De altfel, drept dovadă, mai devreme sau mai târziu, orice grafer, orice artist stradal face cumva un pas către street art, pentru că street artul s-a născut cumva și din graffiti. Eu așa o văd, pentru că ustensila
respectiv spray-ul folosit pentru care tot vedem aici, picta, în jurul da, nostru. În acest magazin de spray-uri. Ustensila folosită în mod normal de grafări, cu regularitate, a migrat împreună cu grafărul către o zonă mult mai prietenoasă, să-i spun așa, pentru publicul larg. Pentru că, după cum spuneți și voi, grafitiul este un cerc închis, accesibil doar celor care vor să-l cunoască și care îl și acceptă așa cum este el, fie că e vorba de vandalism ilegal făcut în modul ăsta sau făcut și în mod legal. E foarte ambiguă toată situația asta, că unii îl acceptă și îl apreciază pe cel care este ilegal făcut, venind ca un fel de mișcare de rebeliune în sistemul capitalist în care trăim, și alții îl blamează din punct de vedere estetic. Dar eu asta încerc să spun aici, că este fix același lucru. Faptul că unii pictează blocuri și pereți de sute de metri pătrați și alții se duc și dau trei semnături pe un bloc, cumva tot aceiași oameni sunt, doar că au, nu știu, impulsuri diferite. Motorul e același, de funcționare, da. De drive-ul, să-i spunem așa. Dar vreau să te întreb dacă grafării vor să se numească artiști, au o problemă cu asta, cu această etichetă, sau depinde, e subiectivă? E greu de explicat, uh-huh. Pentru că se folosește termenul de artist fix în ideea de a deveni cumva mai accesibil publicului larg. Pentru că în lumea noastră, termenul oficial ar fi de writer, provenit din limba engleză. Dar writer se asociază foarte mult cu cei care fac litere cel mai mult și care își scriu numele sau, mă rog, scriu folosind litere stilizate. Pe de altă parte, trecerea la pictură murală le-a transformat denumirea acestor oameni în muraliști. Și aici sunt... asta spun, cumva ei sunt și writer și muraliști. Sunt aceiași oameni care fac parte din această oală mare a artiștilor... Artiști, iată că am zis artiști. Artiști, Elvira. Am eu o curiozitate în sensul ce ziceai mai devreme că te-a apucat de grafiti influențat de exterior. Sunt curioasă din perspectiva ta dacă acum în România, după atâția ani în care s-a stabilit cumva mișcarea grafiti și a devenit mai puternică și mișcarea de muraliști despre care spuneai, dacă ți se pare că se distinge o voce a artiștilor stradali din România, fie grafări, fie muraliști, sau ți se pare că copiem în continuare ce primim din exterior? Cred că a trecut perioada asta a copierii din exterior. Acum încercăm fiecare în parte, că eu nu sunt neapărat un pilon reprezentativ pentru toată cultura, că sunt mulți alți oameni care fac același lucru ca și mine și au probabil gânduri și idei diferite de mine. Dar eu, din ce văd eu și câtă experiență am în domeniu până în momentul de față, mi se pare că am început să scoatem și noi capul un pic, cât de cât, și să venim cu idei fresh și să nu mai copiem ceea ce se întâmplă pe afară. Bine, e și foarte greu să faci asta acum. Cumva mi se pare că era mai interesant în perioada de început, deoarece nu aveam acces la toată informația și atunci erai obligat să fii original, și să creezi după cum te ia pe tine capul și cum credeai tu că e lucrul ăsta. În momentul de față se întâmplă o altă chestie. Se întâmplă un furt, să zic așa, de inspirație luat și amestecat cu tot felul de alte lucruri de prin diferite alte zone și creezi ceva, un mix, un amalgam de chestii pe care le-ai la dispoziție datorită internetului, știi, și culegi o bucățică de aici, o bucățică de acolo și nu așa, și probabil că și inconștient faci chestia asta, că îți rămâne în mental tot ceea ce vezi, tot ce e media, tot ce Instagram, Facebook,
TikTok, toate astea pe rapid, știi, și îți rămân stocate în creier și dormi noaptea liniștit și te trezești dimineața cu niște idei, dar de fapt, știi, ideea aia s-a stratificat după... Văzând toate nebunile astea, știi, și de asta spun, cumva în perioada respectivă erai, stăteai cu ochii într-o foaie de hârtie albă și gândeai, acum, bine, și tool-urile sunt altele, Photoshop, Illustrator, vii, aduni o poză de acolo, o tai, o cropuiești, pui, adică... Cred că toată arta contemporană se face așa, de fapt, adică procesul artistic contemporan, cred că ăsta este. E totul mult mai rapid. Și discuția asta despre copii originali e una care a devenit tot mai delicată, de fapt, nu prea mai poți să o pui, lucrurile nu mai sunt foarte clare, de fapt, de unde preluăm, cum metabolizăm ce preluăm, vedem atât de mult, nu? Vizualul e atât de agresiv într-un anumit sens în jurul nostru și nu mai știi ce preiei, cum spuneai și tu, te-ai culcat și crezi după aceea că este ideea ta, poate că, de fapt, e rezultatul unei cercetări pe care ai tot făcut-o în online. It has been done before. Exact. Cineva a făcut-o înaintea ta. Eu te-aș întreba ceva legat de, chiar de București, de identitatea unui oraș, București, Sibiu sau în fine, multe alte orașe din România. Cât de mult contează un anumit oraș, ce ți oferă el ca arhitectură și bănuiesc că tu ai documentat și știi ce se întâmplă în această zonă, în Europa de Est, dar și în restul lumii. De ce te apropii mai mult? E Estul într-un anumit sens, e un tip de pictură murală estică care depinde de o anumită arhitectură comunistă? Nu știu, încerc să-mi imaginez cât de mult contează orașul, de fapt, unde ești. Nu cred că are vreo legătură orașul cu... Uh-huh. Pentru că fiecare artist în parte are un stil al lui pe care îl transpune în orașul. Că orice artist probabil că și călătorește, nu doar face doar în orașul în care locuiește lucrările respective. Și atunci el își mulează stilul în funcție de orașul în care face lucrarea, de asta dacă ține neapărat să facă asta, atât timp cât el are un stil predefinit pentru care este recunoscut și pe care se duce și la o invitație sau pentru că este un job sau pentru că este un festival, se duce și îl face acolo, ne ținând neapărat cont de arhitectura orașului. Pentru că de cele mai multe ori picturile murale nu sunt pe clădiri de patrimoniu sau pe Evident. Clădiri, monumente de arhitectură. Nu, ele sunt în zone unde trebuie să fie, pe blocuri, clădiri care ar trebui să fie înfrumusețate cumva, iar un monument arhitectural nu trebuie să mai fie înfrumusețat cu pictură murală, că nici măcar nu ai unde, știi? Că multe nu au calcan pe lateral să poți să faci o... În schimb, clădirile din centru și de patrimoniu uneori se mai întâlnesc cu grafitiul, nu? Care apoi apare imediat șters de către autorități. Se întâmplă asta în oraș. Mai vezi peste noapte un scris pe câte o casă. Eu întotdeauna spun că grafitiul nu poate fi oprit. Nu ai cum să oprești chestia asta. Oricâte orașe din lumea asta unde vrei tu să te duci și există graffiti, nu au existat legi suficient de bune împotriva lui, pentru că adică singura variantă este să-l diminuezi prin ștergere. Este singura variantă care funcționează cu adevărat. Da, se întâmplă... Ok, o să revin la povestea asta cu monumentele. Sunt și, să le spunem așa, niște legi nescrise ale writerului, care țin de o conduită și de o educație a lui din trecut. Atâta timp cât respecti un monument și consider că ceea ce faci tu este artă și respecti la rândul tău arta monumentului respectiv, nu o să te duci să scrii pe el. Dar fiind o lume atât de mixtă în lumea asta a grafitului și fiind o libertate atât de mare, sunt și diferiți alți indivizi care nu țin cont neapărat de aceste reguli nescrise ale grafitului și sunt niște copii, sunt niște unii care probabil au pus mâna pe un spray pentru prima oară în viața lor și consideră că acolo e locul în care trebuie să își lase semnătura. Dar asta nu înseamnă că toți fac același lucru, că toți writerii o să se ducă și o să scrie acolo. Pentru că scopul principal al unui writer este să își vadă lucrarea pe o perioadă cât mai lungă de timp în
locul respectiv. Și atunci, eu asta am și participat la o dezbatere publică cu un deputat care, sau senator, nu mai știu, mă rog. Ideea e că dorea să modifice legea grafitiului în urma unui incident cu un tag lăsat pe o clădire de patrimoniu și legea există deja. Nu are rost să modifici o lege ca să devină penală de la, ea fiind de la 1 la 5 ani, să o modifici ca să fie de la 1 la 7 ani. Nu o să se întâmple nimic dacă modifici doar perioada de timp ca pedeapsă. Cel mai bine ar fi, fiind 3 legi sub incidența cărora intră grafitul și vandalizarea, cel mai bine ar fi să aplici fiecare lege în parte în funcție de ce s-a întâmplat acolo, dar asta e aplicabilitatea ei, să fie pusă în practică, pentru că dacă tu nu o pui în aplicare, atunci graferul o să-și facă de cap. De asta spun că autoritățile locale ar trebui să creeze poate niște locuri de muncă, special destinate ștergerii și curățării spațiilor. Și atunci să existe aceste echipe care să șteargă, iar dacă se va șterge constant, grafitiul va părăsi zona de centru unde e problema, se va duce poate către periferie, dacă se vor crea poate niște spații special amenajate, se vor duce cei mai puțin experimentați către zona respectivă și își vor exercita talentul acolo, iar legea să fie pusă în aplicare, așa cum este, nu trebuie modificată. Ea există, este o lege cât se poate de bună și atunci ar trebui tratat ca tare. Băi, ce a făcut? A măzgălit o clădire. Ok, este reversibil ceea ce a făcut el, se poate curăța, se poate șterge, da, bun. Dacă se poate șterge, îl amendăm și îi punem și cheltuielile de curățare în nota de plată și cu ocazia asta poate se liniștește. M-ai făcut să realizez ceva, Florin, că de fapt lucrările astea nu sunt lucrări de site specific, în sensul in situ, cum s-ar spune tradițional în istoria artei, ci de fapt sunt lucrări de oportunitate. Apropo de întrebarea ta legată de oraș. De fapt, relația cu orașul e mai multe, unde e mai mult trafic, unde o să rămână mai mult lucrarea. Nu este o relație arhitecturală, ci una mai mult de oportunitate și de vizibilitate, de fapt. Păi e fix, o să fac aceeași paralelă pe care o fac în toate interviurile și poveștile. Băi, graficul este publicitate. Da. Este cum noi suntem bombardați de dimineața până seara cu toate bannerele puse pe toate blocurile, în cele mai vizibile locuri, că pentru asta se bat toate brandurile, să-și vadă numele să fie cât mai în ochii tăi a trecătorului, a privitorului. Graficul este fix același lucru, doar că produsul este el, graful, faima, writerul. Este, fiind o chestie foarte egoistă, grafitiu, este into your eyes, este acolo, să fie cât mai în sufletul tău și peste tot și să-l vezi. Este practic publicitatea brandului personal. E egoistă, dar în același timp aș zice că este o deschidere totală către comunicare. E și o generozitate în același sens. Depinde, pentru trecător și pentru depinde oraș. Pentru că revenim la începutul discuției. Fiecare o vede cum o simte. Unul acceptă grafitiul și îl vede ca fiind ceva frumos, iar altul îl consideră că vandalism. Hai să vorbim din nou un puțin despre identitatea artiștilor care fac asta, pentru că spuneai la început despre acele nume pe care ți le iei, chiar când ați început, începi prin a-ți lua un nume, de obicei venea din limba engleză, nu? Deci limba engleză era un fel de reper. Și ai vorbit foarte mult, ai vorbit despre stil și am senzația că în zona aceasta artei în stradă, stilul e chiar capătă o importanță parcă mai mare decât în alte zone ale artei contemporane, poate pentru că suportul e mereu același. Atunci tu trebuie foarte bine să te definești și să fii foarte, foarte personal. Hai să vorbim despre aceste stiluri care coabitează și despre problema asta, de fapt, estetică. Păi, stilul unui writer, unui artist, este ceea ce îl definește. El este într-o perpetuă căutare, de la momentul zero în care se apucă de așa ceva până în momentul în care și-l definește, este într-o perpetuă căutare a acestui stil care să fie reprezentativ pentru el, fiind suficient în momentul în care l-a găsit să poată fi recunoscut de toți ceilalți,
fără să aibă nevoie de a-și mai semna lucrarea. Pentru că, uite, vorbim de un Picasso. Dacă vezi un Picasso, știi că e un Picasso, nu? Și atunci este vorba de stilul lui. Așa este și în cazul writerilor și a graferilor. Este această căutare de a avea un stil cât mai diferit de toți ceilalți, dar cu toate astea recunoscibil, să amprenta lui ca artist. Aș merge în zona aceasta socială, pentru că grafitiul e și foarte legat de revoltă, de provocare, de comunicarea unui mesaj, până la urmă ține de social, uneori și de politic. În cazul picturii murale, cade acest social? Înspre ce ne îndreptăm? Depinde din nou de disponibilitatea artistului de a face ceva care să transmită un mesaj sau de a-și pune pur și simplu viziunea sa artistică pe un perete. Dacă vrea să transmită un mesaj către publicul larg, cu componentă socială sau care să fie, cum se folosește acum termenul ăsta, instagramabil și să fie ceva pe înțelesul tuturor, sau dacă decide să fie foarte abstract și să fie pentru el și pentru adevărați cunoscători. Deci nu pot să zic că este o chestie bine stabilită, da, grafitiul are mesaj social anti-politic, anti-sistem, anti-știu, pentru că nu mai ține nimeni cont de chestia asta. Depinde foarte mult de drive-ul fiecărui artist în parte și ce vrea el să exprime prin arta lui. Și dacă vrea să facă asta, cum e exemplu arhicunoscut al lui Banksy, da? Adică omul asta face, el pentru asta este recunoscut. Tehnica lui nu este una spectaculoasă, dar el este recunoscut pentru mesaj, nu pentru tehnică. Și fiecare își alege drumul, își alege direcția, ce vrea să facă în lumea asta imensă a street art-ului și a grafitiului. De aici a pornit fascinația mea pentru acest fenomen, fiindcă mi se pare că este plin de contraste, de genul vandalism versus oficial, exact. Stil recunoșibil versus originalitate. Și fiindcă este un domeniu care, de fapt, e plin de întrebări fără răspunsuri fixe. Și mi se pare asta dovada că, de fapt, e o formă de avantgardă, cum discutam și cu Daria. Am eu o întrebare mai personală. Ți-e dor să faci graffiti, să ai libertatea sau timpul sau, nu știu, ți-e dor să faci graffiti? Uneori da, dar am îmbătrânit. Eu aș merge în direcția aceasta despre Sweet Damage Group, al sfârșitul anilor 90. Faptul că Mihai Barabancea e unul dintre cei care spuneai la un moment dat că te-a dus în zona asta. Ori Mihai Barabancea e un om care chiar a documentat foarte mult orașul, imaginile orașului, l-a fotografiat foarte mult. În fine, o personalitate foarte, foarte complexă din lumea artei și greu de încadrat și el. Și aș vrea să te întreb cum s-a născut acest grup și ce înseamnă să fii omul din spate și omul de legătură cu alte tipuri de autorități, să faci toate această relație și conexiune între instituții până la urmă. Aș adăuga chiar o mică notă, în mod specific, de exemplu, proiectul pe care l-ați făcut la Megedia, acei 5400 de metri pătrați de mural, nu în sensul că e cel mai mare mural de Europa de Est, ci în sensul că mi se pare că una dintre cele mai complexe producții, cu siguranță, din Europa de Est. Și la nivel de producător, poate e mai mult întrebarea, cum te poziționezi? Hai să o luăm cu începutul. După cum v-am spus, comunitatea era mică, era restrânsă, majoritatea ne adunam pe unde puteam, prin locuri abandonate, prin clădiri părăsite, pictam care cu ce șpreuri avea, cu ce vopseluri avea, și așa m-am cunoscut cu cei mai mulți dintre colegii mei actuali de crew. Doar că de la momentul acela din 99, 2000, 2003 până spre 2010, când a fost creat cu adevărat Sweet Damage Crew, noi am tot funcționat separat și fiecare își făcea micile jobulețe și proiecte pe cont propriu. Iar în 2010 spre 2011, noi tot colaborând pe și pe acolo, am considerat că ar fi cazul să realizăm această entitate, să-i spunem noi, neștiind exact ce facem, în cadrul unui festival. Și
ne-am numit atunci ca echipă Sui Damage, dar de nicăieri a venit numele, așa era scris pe tricou unul dintre noi. Tot un contrast, nu? Acest și în titlul vostru, un oximoron, și Sui și Damage. De asta am ales, ni s-a părut că este absolut perfect pentru ceea ce facem noi. De unde venim și unde ne ducem și cumva numele echipei noastre cred că spune totul. Și aici o să-i menționez pe cei care au fost nucleul de bază al Sui Damage Crew, respectiv BX, Recis și Lost Optics. Și eu, care am avut acest discurs la momentul respectiv, în care le-am spus, s-ar putea să evolueze foarte mult chestia asta și e posibil ca în câțiva ani eu să nu mai desenez, pentru că o să am probabil alte lucruri de făcut care o să îmi ocupe prea mult timpul. Ceea ce s-a și dovedit a fi adevărat, când îți unești forțele cu mai mulți oameni și reușești să faci niște proiecte din ce în ce mai mari și să le faci și într-un timp mai scurt decât le-ai făcut pe cont propriu și când vin proiecte din toate părțile și ce aveau ei și ce aveam eu și ce aveau alții, atunci am realizat că chestia asta chiar poate funcționa cu adevărat și am transformat-o într-o chestie care poate produce și un venit pentru noi. Mulți ne-am dat și demisiile de la locurile de muncă pe unde munceam și ne-am dedicat exclusiv chestiei astea. Bine, noi nici majoritatea nu am fost susținuți de familii sau de părinți în direcția asta și din contră ne trimiteau către niște locuri de muncă stabile. Iar odată cu dezvoltarea Sui Damage Crew și cu proiectele din ce în ce mai mari, au înțeles și familiile noastre că este totuși un drum pe care putem să mergem. De-a lungul vremii, apărând tot mai multe proiecte și fiind tot mai solicitați, a trebuit să mărim un pic echipa. Astfel a ajuns în echipă cu noi și Radu Pandele. Boeme este un prieten de-al nostru din Constanța, că avem și reprezentanța locală la Constanța. Un artist tatuator, coleg cu BX, l-am acaparat și pe el în echipă, învățându-l totuși, el având tot ce înseamnă studii de artă la bază, dar nu știa să mânească spray-ul, drept urmare l-am învățat și în această tehnică. Și în prezent, Sui Damage Crew înseamnă 7 oameni, 6 artiști și un manager, eu fiind deținând funcția de manager și încercând să fac să funcționeze toată chestia asta. A fost greu de armonizat? Ne bazăm unul pe altul și repartizăm lucrurile astfel încât lucrarea să iasă una de top întotdeauna. Bine, vă spun că nu întotdeauna lucrăm în echipă în formulă completă. Cumva eu încerc să îi așez pe fiecare în parte în funcție de ce abilități au. Și cum e cazul proiectului din Megidia, că a adus Libera vorba de el. Da, a fost o chestie colosală la care am lucrat toți. Am fost implicați toți și nu doar noi, ci și colaboratorii noștri, pentru că avem, fiind de multe ori proiecte foarte mari, nu avem capacitatea necesară de a le duce noi chiar pe toate și atunci lucrăm în paralel cu alți prieteni, cu alți oameni care fac același lucru cu noi și pe care îi cooptăm în echipă strict pentru proiect, iar lucrarea respectivă este tot podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră din Megidia, realizat de noi Sui Damage Crew, împreună cu asociația EDIT, cu care tot am lucrat de-a lungul anilor și am făcut și prin București diferite festivaluri și colaborări cu primăriile. Și în Megidia toată lucrarea a durat undeva la 2 luni și 2 săptămâni. Am stat acolo zi de zi.
Am început, când am început eram în pantaloni scurți și când am plecat eram cu geci și cu căciuli pe noi, pentru că s-a întâmplat între septembrie și decembrie anul 2021. Aici e foarte recent. Da, este foarte recent și da, a fost o lucrare, un proiect de o complexitate desăvârșită, pentru că imaginați-vă un pod ca acela are 13 picioare, are foarte multe foarte mulți pereți de dimensiuni mari, adică un singur perete avea undeva la 400 și ceva de metri pătrați. Din punct de vedere logistic, a fost o aventură cu adevărat să facem proiectul acesta și am apelat la niște oameni care sunt alături de noi de ceva vreme și care au înțeles cum funcționează chestia asta. Uite, aș vrea să te întreb un lucru și legat de spațiu în care ne aflăm, pentru că am spus la început unde suntem. Văd aici că lipsesc diferite spray-uri, evident că totul e în mișcare în funcție de cine. Cine calcă pragul acestei uși, în afara artiștilor pe care îi știți sau în afara celor care chiar fac asta, sunt cunoscuți? Cam care este publicul și cumpărătorul în acest loc? Da, acesta este un magazin dedicat exclusiv grafitiului și picturii murale. Nu avem altceva aici decât spray-uri, marcare, squeezere, capace, chestii exclusiv pentru povestea asta. De multe ori comunitatea se adună aici, nu toată deodată, dar este un periplu din ăsta, se tot plimbă unii alții, vin și caută spray-urile. În afară de acești oameni cu care ne cunoaștem și cu care avem relația asta de ani de zile, apar ceea ce e amuzant, că pe vremea mea, am ajuns să zic asta, pe vremea mea, nu trebuia să strâng bani să ajung să-mi cumpăr niște spray-uri din niște magazine care n-aveau nicio legătură cu lumea asta, ci de prin, nu știu, auto, târguri auto, magazine de vopseluri. Așa. E, acum, alți clienți de-ai noștri sunt copii care vin însoțiți de părinți. Părinții le plătesc bunurile, spray-urile, ca să facă grafiti. De multe ori îi lăsăm să picteze la noi în curte, că de-aia avem și panourile astea puse aici de ceva vreme. Și să cumva să educăm să nu... să ia o traiectorie bună prin grafiti, să ajungă unde trebuie, nu neapărat să, nu știu, că iarăși ajungem la prima parte a discuției. Exact, dar sunt chiar copii veniți aici care după aceea au devenit artiști, ai în cap asemenea modele? Adică că chiar acum fac lucrări. Nu am de unde să știu. Nu-i cunosc pe toți, nu? Sunt mulți. Sunt cei care învață pe cont propriu și care se țin de chestia și care do the struggle, care se zbat să evolueze și să ajungă undeva în lumea asta grafitiului, uitându-mă înapoi cumva poate modelul meu și al tuturor celor care au fost ca mine, și celălalt model pe care l-am spus un pic mai devreme, când vine cu părintele de mână și îi cumpără părintele tot ce îi trebuie și după 3-4 săptămâni de făcut grafiti renunță, pentru că i-a fost atât de lesne și la îndemână chestia asta, încât a fost doar cumva un moft, a trecut prin el și s-a apucat de altceva. Aici e o chestie cât de mult te-ai infectat cu microbul ăsta al grafitiului și cât de mult îți dorești să-l duci mai departe. Și cât de subversiv sau nu ești și ce ai spus la îndemână. Vrei să fie ceva la îndemână sau nu? Vrei să fii foarte vizibil sau din contră să-ți ții o semnătura ta? Mai am o întrebare finală legată de ceva ce ai spus tu la un moment dat, nu astăzi, într-o prezentare. Idealul acesta despre care vorbeai, să poți să definești o pictură murală, un monument. Și mi se pare foarte interesant să închidem aici, pentru că din nou deschide o problemă, închide. Mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut un statement foarte important, de fapt. De ce monumentul ca o realizare supra? Ce din monument te interesează? Pentru că și aici vine aceleași opoziții din nou la pachet, cred. Asta este, de fapt, dilema mea. Cum poți să dai milioane de lei pentru realizarea și amplasarea unei statui în spațiu public, de ce nu poți aloca sume de genul ăsta și pentru proiecte grandioase de a picta un cartier întreg din București, transformându-l într-un muzeu public care să aducă la rândul lui
venituri comunității prin tururi ghidate, prin oameni care să fie angajați să prezinte tururile respective, prin oameni care să fie angajați să aibă grijă de pereții respectivi. Florin, faptul că tu ești un om, o să-ți pun o întrebare poate diferită de celelalte, fiindcă îți admir generozitatea care chiar a împins o mișcare și a făcut-o din ce în ce mai relevantă în România, tocmai din cauza acestei extreme generozități. O să-ți pun o întrebare foarte egocentrică. Pe tine, că tot spui că ești bătrân, am auzit-o în mai multe interviuri și discuții private. La această bătrânețe, ce te mai satisface, ce te mai cheamă, ce te mai motivează munca ta, realmente? Momentul în care văd proiectul terminat. La asta e o satisfacție reală. Da, asta da, este. Să vezi ceva ce nu era acolo, da, acolo. Asta este cea mai mare satisfacție a mea, știind că sunt parte din acel proiect, că cumva am făcut posibilă realizarea lui, nu neapărat punând mâna fizic pe... Bine, fac și asta, că acum am probleme cu piciorul, ți-am spus, l-am pierdut în luptă cu Mecidia. Cărând tot felul de găleți și făcând tot felul de chestii pe schele, dar da, asta este, că mă întreb, asta este satisfacția mea, să văd proiectul terminat, să am poza finală, să rămână acolo. Deci tot o satisfacție de creator, de fapt, într-un fel. E simplu, să rămână ceva în urma mea, că de aici și povestea cu pictura murală ca monument. Atât timp cât noi vrem să lăsăm lucrul ăsta în urma noastră și să fie privit și admirat ca atare, ca un obiect de artă, ca o piesă de artă. Asta e. Și să rămân acolo. Superb. Îți mulțumim foarte mult, Florin. Foarte mult, da.